Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Brașovul Actual. Vorbim în această seară despre fericire. Și am alături de mine pe Suada Agachi, specialist în fizionomie. Bună seara și îți mulțumesc că ai revenit la noi în studio. Bună seara și bine te-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Platon spunea că fericirea cuprinde 5 părți. O parte este luarea hotărârilor corecte, a doua este sănătatea trupească, a treia este reușita în ceea ce întreprinzi, a patra este reputația printre oameni și a cincea abundența de bani și de bunuri folositoare pentru viață. Iată ce spunea Platon. Ce este de fapt fericirea? Aici este foarte interesant că fiecare om va înțelege diferit ideea de fericire și să dau eu o definiție așa care să rămână ca și acum în istorie. Nu știu dacă voi reuși, dar am să mă străduiesc poate de fiecare dată când voi trece peste un timp din viața mea sau peste un an voi găsi din nou altă definiție. Dar așa, pe ansamblu, fericirea, dacă vrei, e o stare de împlinire sufletească, trupească și psihică, dacă vrei și emoțională. Dar asta e o definiție așa de evazivă și în funcție de mentalitate, în funcție de cultură, în funcție de obiceiuri, de ce anume ai învățat de la părinți, de la societate. Și fiecare om cu care te vei întâlni pe stradă și îl vei întreba și diferențele de sex și de vârstă, evident, își vor găsi alte definiții despre fericire. Pentru unii, fericirea poate să însemne exact cum scria și acolo Platon, banii și abundența de bunuri folositoare. Și aici este foarte important să te gândești ce-ți folosește ție, că există tot așa o definiție legată de fericire, că succesul înseamnă să obții ceea ce ți-ai dorit, dar fericirea înseamnă să te și bucuri de ceea ce ai obținut, știi? Că deseori umblăm după anumite lucruri, să le avem în viață și apoi după ce le-am dobândit, s-ar putea să nu ne ofere acea stare de împlinire. Și aici e cu două tăișuri. Știu un singur lucru și o definiție se poate reduce foarte mult la o simplitate a câtorva cuvinte. Odată ce un om și-a depășit foarte multe frici și doi, dacă a găsit sensul vieții sale, personalizate, da. Pentru că însăși viața are sensul ei, știi, și te gândești așa, de ce asta ar putea să-mi aducă fericirea dacă îmi găsesc un sens în viață, pentru că viața însăși este un sens. Și dacă e să o luăm așa și să-i dăm un chip vieții, ea însăși are sensul ei pe care tu ca și om s-ar putea să nu-l înțelegi și nu neapărat să aspiri la acel sens așa, dincolo de cuvinte și ce căutăm zilnic. Și atunci, important este ca un om în primul și în primul rând care vrea să își găsească fericirea, este să nu o caute. Ea vine automat? Ea este oricum, e ca și aerul pe care îl respiri, este oricum acolo. Dar trebuie să o conștientizezi, probabil, sau cum. Uite, și eu pot să zic așa, dacă sunt o fumătare și eu pot să conștientizez că fumez, da, și că nu face bine și pot să o fac în continuare, de exemplu, da, sau dacă eu știu, sunt nervoasă, conștientizez că sunt nervoasă, dar asta nu poate aduce automat și fericirea. A conștientiza nu înseamnă neapărat ceva anume. Și în primul și în primul rând, un om care și-a găsit un sens al vieții personale al său, pentru ce anume am ales eu să trăiesc această viață, nu viața însă, și această viață pe care eu mi-am ales-o și doi, care îmi sunt cele mai mari frici. Dar dacă cauți fericirea special, este exact ca și cum ai alergat după iluzii sau himere. Ea devine, ca, dacă vrei, ca un efect. Uite, un om care știe întotdeauna ce face în acest moment și e foarte conștient de momentul în care el se află, poate să-i apară ori un dezgust, ori un dispreț, ori o stare de bine, ori găsește un sens. Oamenii deseori fac lucruri, uite, merg la servicii, vin acasă, filmează, eu știu, emisiuni, fac tot felul de lucruri, dar niciodată poate nu se întreabă de ce o fac și pentru ce. Pentru că trebuie, pentru că zice lumea, pentru că de ce să nu o fac, pentru că cine știe ce o se întâmple după, nu știu dacă mi-aduce sau nu fericirea, dar am să o fac. Dar cel mai important este ca să ajungi, să fii pe drumul fericirii, că asta e cel mai important, oamenii să înțeleagă, poate că nu voi găsi pentru ei, că sunt și o tânără, soluția fericirii, dar măcar să se afle pe acel drum, să se întrebe în fiecare moment când fac ceva, de ce fac asta? La ce îmi folosește acest lucru? Dacă trebuie, pentru că zice lumea, sau trebuie mie așa ceva? Și odată ce m-am axat pe aceste întrebări, de ce fac eu asta? Uite, de ce filmez emisiunea, de exemplu? Pentru că știu că sunt oameni care vor să asculte anumite informații de la mine personal, bune sau rele, nu contează, vor să asculte și știu de ce o fac. Automat, când sunt deja axată pe acest aspect,
atunci începe pur și simplu o stare de ori de teamă, ori de satisfacție și dacă în acel moment simți o satisfacție, că da, uite, pentru lume este deja pe un drum al fericirii până într-acolo, dar să alergi după fericire nu ajută. Oamenii nu-și găsesc un sens în ceea ce fac. La ce îmi folosește? Ce sens are? Uite, știu că mă duc la servici și fac bani, dar asta nu mi-aduce neapărat fericirea, da? Dar dacă mă duc la servici și știu pentru că fac bani așa, pentru că mai departe îmi voi cumpăra ceva, automat e pe un drum, dacă vrei, al fericirii. Iar ea nu este permanentă și știm cu toții că ea se întreține la fel ca și orice așa lucru este din zilele noastre. Dar asta ar fi prima condiție, să ne găsim sensul vieții. Sensul vieții, asta e deja de la A la B, sensul vieții. Dar până acolo, care a fost sensul vieții mele, să găsesc un sens în ceea ce eu fac în fiecare. Care e sensul? Uite, mă duc să mă întâlnesc cu niște prieteni. Mulți o să iasă cu prieteni în oraș. Dar s-ar putea ca atunci când se întâlnesc să nu le aducă acea fericire. O stare de moment ok, dar dacă acolo când ai ajuns și te întreb, domnule, asta mi-aduce mie fericirea, măcar am un sens pentru ce fac eu, există un scop anume, uite, să rezolv ceva sau să învăr sofurile, automat sunt pe un drum, dacă vrei, al fericirii. Și un om care tot timpul se autoanalizează, nu conștientizează, se autoanalizează, mi-e bine, nu mi-e bine, este un drum, omul axat pe fericire. Mai există un lucru, cel puțin la noi în popor, în felul următor. În momentul când un om trăiește starea de fericire, da, uite, mă simt bine, am o stare de împlinire sufletească, deseori oamenii se tem să trăiască această stare de fericire. Pur și simplu se tem, pentru că știi vorba aia, după bine vine rău. Corect, dacă da, acum eu mă bucur prea tare. Și după rău vine bine. Exact, dar de-aia oamenii stau așa, o seriozitate, de-aia așa, stăm așa cumva nefericiți, pentru că cumva așa, după rău vine bine. Sau sunt și nu e adevărat, totuși... Este, dar mai mult și pentru acesta. Ce? Dincolo de toate astea, așa, acea seriozitate și acea încruntare zilnică, chiar dacă ți-a fost bine, eu știu, ai găsit o iubită, te-ai iubit aseară cu cineva, ai o satisfacție de moment, totuși când ajungi într-un loc, tot stai așa, sunt oamenii aceia care vor să fie tot timpul concentrați pe ideea că dacă mă ia viața pe mine prin surprindere, în momentul când eu mă relaxez, zâmbesc și mă simt bine, și atunci vine acel moment pe care eu îl aștept de nefericire. Și stau așa oamenii concentrați. Acum s-ar putea să apară acel eveniment negativ. E, cu atrasul ăsta, oricum sunt. Nu atragem. Atragem ceea ce suntem, nu ceea ce gândim deseori. Dacă gândești ceea ce vrei cu trăire, da, atunci atragi. Dar doar pentru că eu mă gândesc așa, că eu vreau fericirea, eu îmi doresc fericirea și m-am gândit și am lansat așa un gând în univers că vreau fericirea și îl vezi așa că e tot ca un castravete murat. Efectiv, e acrit cu totul, degeaba ai lansat tu în univers, ce vrei tu, gânduri de fericire. Trebuie să vrei cu adevărat. Oamenii astăzi vorbesc așa, că există chestia asta. Sunt abundență, fericire, lumină, nu știu ce. Dar tu încă nu te-ai uitat în viața ta să vezi exact care e problema. E ca și cum repetându-ți tot felul de lucruri de genul acesta, e ca și cum ai dat cu parfum peste transpirație. Dacă tu recunoști că sunt un om transpirat, sunt murdar, da? Automat ce va apărea acțiunea în sine să mă duc să fac un duș, nu? Dar dacă eu sunt tot murdar, cum vrei tu, de pe șantier, oriunde, și eu acum încep să gândesc așa, sunt fericire, sunt parfumul vieții, sunt lumină, dar fug muștele, mai rău, vin către tine, știi vorba aceea, tot ce e mai rău, degeaba vrei tu să dai cu parfum. Un om care e curajos, da? Își recunoaște, în primul rând, ce-l face pe el nefericit. Uite, mă face nefericit să stau cu oameni toxici, să fac lucrul acesta și se axează. Asta înseamnă să ai curajul să te adâncești un pic, să zicem, în acea nefericire. Pentru că unii oameni care s-au adâncit în propria lor nefericire au creat ceva. Un Eminescu n-a putut să scrie poezie atâta de plină de trăire, până la urmă cu multă tristețe acolo, dacă nu se scufunda în nefericirea lui, de o iubire neîmplinită, de exemplu, da? Dar unii oameni se tem să se scufunde în propria lor nefericire, ca de acolo să creeze ceva. Asta nu înseamnă să rămâi acolo și să-ți plângi de milă, dar mă așez cu mine la masă și mă gândesc, domnule, chiar sunt așa de... Știi? Nu sunt, dar eu mă lupt cu mine. Asta înseamnă un om care caută tot timpul să zâmbească, să fie bine, să-și repete în mintea lui că e bine, ajută foarte mult. De cât rău să gândească despre el, e o variantă mult mai bună, dar e dat cu parfum peste, dacă vrei, mizeria. Așa, dar trebuie să depunem efort. Întâi te așezi la masă. Domnule, ce mă face pe mine nefericit? Ce vrei tu? Soțul sau mama sau tata sau situația mea actuală financiară? Bun, din astea toate, ce pot eu să fac să-mi fie mult mai bine? Și de ce o fac dacă încă mai stau aici? Înseamnă că sunt masochist. Îmi place.
Toată lumea vrea fericire, dar faceți ceva pentru ea. Așa e ușor să stăm și să ne gândim în propriul nostru apartament că totul e bine, totul e floare, totul e nu știu ce. Dar dacă real tu pe tine încă te mâhnește, atunci elimină acel moment. Sunt oameni care ar trebui în sensul acesta să gândească, cum spunem noi, pozitiv, în ideea în care măcar să se mulțumească cu ceea ce au. Dacă cu ceea ce ai nu ești mulțumit, măcar nu fericit, automat degeaba tu vei dori să cauți alte lucruri când ceea ce ai sub nas nu te mulțumește, pentru că tot propria ta operă de artă a fost acolo. Dacă acolo te-ai aflat, nimeni nu te-a pus. Sunt corect. Oameni care se plâng de șef, până la urmă. Se plâng de alți oameni, se plâng că din familia aceea am provenit eu. Ok, poți să te plângi, dar dacă ai depășit deja o vârstă unde ai propriul tău sistem psihic, gândești singur, ești liber, ești major, poți cum alegi, vrei tu. Ești liber să alegi. Te pui și faci ceva. Oamenii cei mai fericiți sunt oamenii liberi. Liberi să aleagă ce vor să facă cu viața lor în fiecare zi. Și asta înseamnă de la un antreprenor care nu neapărat are un orar, aici legat de partea financiară, de un om care poate să aleagă mâine să nu mai fie cu alt om pentru că nu leagă nimic. Un om care poate mâine să decide să plece de la Brașov, eu știu, până în Constanța sau în altă parte, pentru că e liber să o facă. Și în primul rând îi dă foarte multă satisfacție de moment că este liber să o facă. Dar oamenii se tem și de această libertate. Așa este. Depinde totuși fericirea de mediul în care trăim, exact ce spuneai mai devreme. Da, depinde. Ne influențează. Pe așa cum ne influențează ploaia, da. Ne adunăm cumva hainele pe noi, așa cum ne influențează soarele, alimentația, oamenii din jur, mediul în care stai, totul te influențează. Nici n-ai cum să spui desori că ai un liber arbitru. Îl ai în interiorul tău că poți să faci o alegere. Atât ai, omul e liber. Să fie fericit cu ceea ce trăiește în acel moment sau nu. Adică, uite, plouă afară, da? Și asta te mâhnește. Poți să schimbi chestia asta? Nu poți. Dacă ceva nu ține de tine, n-ai de ce să mai stai nefericit. Nu o să se schimbe ploaia și vremea doar pentru că ție nu-ți convine. Dar sunt lucruri care depind de tine. Uite, stau pe un scaun incomod, da? Dacă poți să fac o alegere cu un scaun mai comod, uite, am găsit un dram, dacă vrei, de drum către fericirea mea. Dar lucrurile care, să zicem așa, nu depind de tine, cum ar fi clima, să spunem, sau momentele, uite, să zicem, a murit un om, n-ai cum acum să găsești tu o fericire, hai să gândim și atunci pozitiv că s-a dus, îți vine să plângi, varsă să-ți întâi ofurile dacă vrei și apoi când te scufunzi acolo, la un moment dat, măcar ai dat afară. Știi, deseori când mai văd așa, acum sună destul de dur, un om care are multă nefericire în el și se gândește că el este bine, e ca și cum ți-ar veni să vomiți, dar cu zâmbetul pe buze și cu dinții încleștați și totuși vrei să vergi, dar o să iasă pe lângă dinți, știi, voma. Adică e bine uneori să dai afară nefericirile tale, problemele tale, ți le vergi la un duhovnic, în lume, dacă vrei, la un copac, vis-a-vis de acel om pe care nu-l mai suport sau te deranjează, dar în acel moment când omul a dat afară, are măcar o stare de bine și apoi poți să începi să simte liniștit. Să-ți trasezi, dacă vrei, fericirile. Dar cel mai important este drumul către fericire, să-ți găsești un sens al vieții tale. Un sens. Un sens, dacă vrei, întâi material, că o luăm întâi cu jos, așa, că vreau eu să ajut lumea. N-o să vezi oameni fericiți. Vreau eu să fac un bine. Cui? Nu știu, așa, tuturor. În general. Da. Întâi așa, bun, în sensul vieții mele, de plan, de adevărata carieră. Fericire costă puțin, apropo de partea materială. Când costă mult, nu e adevărată. Pentru unii costă mult. Dar odată când dau mulți bani, o să-și dea seama că a costat puțin. Dar ideea întâi trebuie să dea mult. Uite, iei o haină dintr-un magazin de lux, da? Și vezi hainele alea super scumpe și zici, Doamne, ce fericit aș fi dacă aș avea banii ăștia să cumpăr haina aceea. Dar aceeași haină, dacă nimerește peste 2 săptămâni într-un coș acolo la reducere, ai să vezi că omul tot își dorește întâi să dea mult pe o fericire, ca apoi să vadă că, într-adevăr, ea nu are nicio valoare decât valoarea care îi impune, dar are nevoie de omul să dea mai mult ceva de acolo, să treacă printr-un greu, ca apoi să se bucure de ceea ce are. Sunt femei care își caută iubirea vieților și vrei tu prin lume, s-ar putea să fie lângă ea acel prieten bun sau coleg de servici. Dar asta nu e neapărat greșit, doar atâta că pierzi timp. De ce? Când ai putut să-ți recunoști? Sau n-ai avut cunoaștere în suficient încât să recunoști în jurul tău ceea ce trebuia recunoscut, că fără cunoaștere nu ai cum să recunoști. Fericire. Și apropo, componentele fundamentale ale fericirii sunt să faci ceva, să iubești pe cineva și să speri la ceva. Apropo că ai amintit de iubire. Da, să iubești pe cineva. Dar oamenii oare vor să mă iubească, știi? Asta când apare cineva... Cum ți se par ție oamenii în ziua de astăzi? Sunt fericiți, nefericiți? Cum e societatea noastră? Oamenii sunt nefericiți.
să ne fericiți pentru că tânjesc la mai mult, la mai bine și eu îi înțeleg că sunt nefericiți pe acest plan. Nu pot să spun și eu neapărat că sunt cea mai fericită ființă, dar mă străduiesc zilnic ca să mă gândesc pur și simplu la ce mă ajută să fiu nefericit, atâta tot. Eu nu am afirmații și nici gânduri de alea așa holistice să mă duc în altă lume că sunt bine. Nu, întâi mă gândesc, măi, e bine acum, are rost să mă enervez. Uite, mă enervez, dar cu timp, până la ora 5 după masă mă enervez pentru că altă soluție n-am acum, dar după aia știu clar că am făcut-o și pe asta pe deplin, până la capăt. Și legat de iubire, un om care iubește, în general așa, ființe, oameni, chiar și cel pe care nu este împărtășită iubirea, adică îl iubește pe un bărbat și acel bărbat nu iubește pe ea, de exemplu, tot îi dă o stare de fericire, dar în același timp de neîmplinire. Dar este măcar pe un drum al fericirii că măcar iubește pe cineva, ce? Acel copil sau acel câine sau acel om sau pur și simplu iubesc ceva și asta oricum este pe drumul acela. Fericirea nu o poți apuca. Dacă poți să pui un deget undeva legat asta e fericirea, vei vedea că fuge. E ca și cum ai băga mâna într-o apă, în râu, de exemplu, și vrei să prinzi acea bucată din râu. Și tu bagi mâna, el deja de mult a curs. Râul tot în sine este dacă vrei fericirea, dar depinde ce te-a tentat acolo. Și ea are stadii. De la până la fericire apare, să zicem, prima dată o plăcere. Plăcerea de a te uita la un film, dar nu poți spui că-s fericit că mă uit la un film. Am o plăcere. După aia, după plăcere, poate să apară o bucurie acolo. Da? Din plăceri în plăceri, deseori s-ar putea să nu duci către o bucurie la final. Dar uite, micile plăceri ajută. O prăjitură îți dă o satisfacție. De într-o plăcere ajungi într-o bucurie. Îți spune că fericirea asta în micile detalii. Da, în bucurie. Din bucurie, dacă vrei, ajungi în fericire. În micile detalii, da, stă în micile detalii, dar încă omul nu e pregătit să le recunoască, pentru că se uită peste gard, că iarba e mult mai verde la vecinul de lângă decât la mine, știi? Degeaba eu am tot ce-mi trebuie, pentru că omul acela, sunt oameni foarte bogați, Diana, găsesc femei înstărite, bogate, au tot ce le trebuie și să o să vezi că nu găsesc fericirea și altul când intră în casă acolo, ce Doamne de mea, aș putea să am eu tot ce ai tu, aș fi foarte fericită. Dar pentru că acea femeie n-a găsit un sens în viața ei, nu a găsit un sens. Pentru ce am toate astea? La ce-mi folosește și pentru ce am adunat toate astea? Nu neapărat pentru mine, pentru că de acum încolo o să adun oameni care se bucură, ai să vezi că fericirea altora va fi desori chiar fericirea ta. Apropo de asta, să nu cauți niciodată să fii fericit cu prețul fericirii altuia. Este urât, inuman. Da. Un citat celebru. Da, în sensul se referă în cazul în care altuia, să zicem, mi se întâmplă ceva, poate chiar și rău, și automat tu te poți bucura sau să fii fericit. Sau mai mult decât atât, să te fii fericit doar când altcineva este fericit. E ca și cum ai depinde tot timpul de acel om. Ar fi interesant ca oamenii să depindă de starea ta de bine, nu tu de starea celorlalți de bine. Asta ar fi ideal. Și dacă fiecare om și-ar vedea de propriile sale fericiri și bucurii, poate așa să adună o gașcă de fericiți, știi? Dar să știm cu un lucru, când vezi, uite, pe stradă, intri în autobuz și tu ai o zi foarte ok, ești foarte fericită, lumea se uită urât la tine. Dacă ei ai luat o notă bună la școală, la facultate și ai o prietenă care nu a luat o notă bună, sau uite, asta e bun exemplu, altul, uite, eu sunt fericită în relația mea cu soțul meu și vine prietena mea care este total nefericită, a pocnit-o, a bătut-o, a înșelat-o. În momentul acela ea își varsă ofurile, eu trebuie să fiu puțin nefericită pentru ea, deși eu sunt foarte fericită în ziua aceea. De ce? Că trebuie să empatizez, e perfect uman, dar în momentul în care ea mă întreabă pe mine, tu, Soada, cum ești în relația ta? Ești fericită? Tu, ca să nu-i faci cumva un rău, se simte lezată, deseori vei spune, da, mi-e bine, dar de ce n-ai face altfel? Da, sunt foarte fericită. Știi de ce? Pentru că mă simt împlinită și mi-e bine pentru că îmi face soțul meu, nu știu, lucrurile care mă încântă, dar asta nu se o trezești invidia, pentru că vei trezi invidia în acea femeie, ci continuarea merge în felul următor. Știi de ce ți le spun pe toate astea? Ca să vezi că există și pentru tine și pentru orice fel de femeie o speranță că se poate și mai bine. Astăzi oamenii n-au un om, un punct de reper, uite, l-ai fericit. De ce? Ca să vedem cum a ajuns așa. Un om care apare fericit în fața altora, uite-te și la asta, acum se laudă că e fericit, uite-te și la el, e bine, uite așa, vrea așa să ne arate, să ne dea peste nas. Sunt unii care fac intenționat, nu vorbesc de aceea, sunt unii care chiar sunt, de ce? Pentru că de ce să nu fiu așa cum eu pot empatiza cu nefericirea ta? De ce n-ai putea și tu empatiza momentele când eu sunt fericită să ștergi lacrimile și mâhnirea de pe față, să zâmbești și pentru mine, nu? Până la urmă. Corect. Dacă eu pot să fiu tristă când, eu știu, nu ți-e bine lângă cineva, dar când am eu și o zi fericită, fii și tu fericită pentru mine. Cita. De ce nu? Și automat te vei bucura, o vei strâni un pic invidie în oameni, dar în același timp se vor gândi, o să fac ceva, da? Ca să fiu și eu la fel.
Deci, uite că se poate, ea poate să fie. Și măcar e, uite, s-a axat pe un drum al fericirii, e pusă din nou pe bandă, nu mai ricoșează în afară, dacă vrei, prin iarbă și prin drumuri, s-a pus din nou pe autostradă, măcar, acum măcar mult mai înverșunată, că vrea să fie și ea fericită. Ajută mult. Și cum arată chipul unui om fericit? Chipul unui om fericit... Fericit cu adevărat. Fericit cu adevărat, dacă vrei, zâmbește foarte mult cu ochii. Asta legat de trăsăturile faciale. Chiar dacă se nervează, chiar dacă se încurunt, are așa un zâmbet în privire. Dacă v-ați uitat vreodată la filmul acela Zorba Grecu, chiar invit oamenii să citească și cartea, e chiar acolo Anthony Quinn, cred că îl cheamă pe actor, are așa un zâmbet în privire, oricât de nefericit, de trist ar fi, că se îmbată, că râde, că glumește, că se nervează, are o privire fericită, zâmbește cumva cu ochii și la Einstein se vedea dacă vrei fericirea în ochi. Dacă se uită oamenii în fotografiile lui, chipul unui om fericit nu neapărat se leagă neapărat de trăsături faciale specifice, dar dacă ar fi să fac câteva însemnări, fruntea acelui om n-are voie să fie foarte brăzdată, dacă vrei, de riduri și închistată. Pur și simplu sunt niște trăsături la nivelul frunții, unde se vede acolo și depresia, dacă vrei, nefericirea, încruntarea, și acolo se mai poate identifica. Dar gura îndoită sau în jos, când închide un om și se înduc colțurile sau comisura buzelor în jos, iar se vede despre acea femeie, ca să mă întâlnim la femeie, nefericirea pe chipul ei. Fericirea e momentul când comisura buzelor este ușor ridicată în capăt. Nu e vorba de cât îți de voluminoase. Pur și simplu, la final, trebuie să ridici așa, ca două virgule în sus. Și zâmbetul în privire. În rest, poate să aibă toate ridurile din lume, poate să fie cum vrea ea, mai slabă, mai plinuță, n-are importanță. La gură se vede starea și, dacă vrei, în privire, că zâmbește mult timp cu ochii. Iată ce interesant. Și apropo de Einstein, acesta spunea că un om fericit este prea mulțumit de prezent ca să se mai gândească serios la viitor. Rămânem în prezent, în momentul în care suntem fericiți. Da, este vorba de a se ancora omul foarte mult în aici și acum. Asta cu ceea ce am început și eu când am vorbit la emisiune. Ce fac eu acum? Fac o emisiune. Da? Și de ce? Te invită și Einstein să vină apoi în prezent, să nu te duci foarte mult timp în trecut, pentru că omul înfrumusețează și bunele evenimente și mai puțin bune evenimente cu alt fel de gânduri sau așa ceva mai departe. Le aranjează cum îi place omul. De obicei, amintirea se spune că un om când își amintește de trecutul său, nu își amintește efectiv trecutul sau amintirea aceea, ci întotdeauna amintirea amintirilor. Cu alte cuvinte, îmi amintesc ce am făcut ieri. M-am plimbat prin Brașov. Automat, mâine când încerc să-mi amintesc cum am plimbat prin Brașov, eu deja am și amintirea zilei de astăzi, cum mi-am amintit, și încă o dată amintirea aceea, și tot timpul este din una în alta naște și ea cumva se distorsionează ca și informația autentică, ea tot timpul capătă alte valențe, alt fel de înfrumusețe. Parcă a trecut un bărbat, dar n-a trecut un, parcă a fost bătut vântul, știi? Dar poate n-a fost așa. Ideea e cum o va căuta să înfrumusețeze amintirea lui sau din contră să o distorsioneze, să o facă mai urâtă. Dar legat de asta, prima condiția fericirii este: evită să meditezi prea mult la trecut. Nu sunt neapărat de acord, pentru că a medita la trecut poate să-ți dea o stare de fericire, știi? Dar, uite, de exemplu, citisem o carte care se numește Omul în căutarea sensului vieții. Nu mai știu, Victor, nu mai știu cum îl cheamă pe autor, că nu rețin numele. Acolo spune foarte clar că oamenii care au trăit în lagărele de concentrare și care s-au agățat de amintirile lor din trecut, de satisfacție, și nu au făcut un sens în ceea ce ei sunt, nu au găsit un sens în suferința lor și s-au agățat de trecut, s-au aruncat singuri într-un gard sârmos acolo, fiindcă n-au mai suportat realitatea. Odată ce s-au trezit din trecutul lor frumos care a fost și te-a lovit din nou realitatea, pică și mai rău în depresie. De-aia e bine că din când în când să-ți mai amintești ce a fost, ca să vezi dacă retrăiești un sentiment asemănător. Dar foarte mult timp în trecut, într-o amintire plăcută, nu te ajută, că te lovește realitatea. S-ar putea să pierzi foarte mult din prezent, ceea ce îți oferă el, poate niște fericiri, să zic așa, mult mai pline de trăiri decât cele pe care le-ai avut în trecut. Dar omul deseori ba în trecut, ba în viitor cu gândul său. Un om ajunge să fie mult mai, să zicem așa, fericit în sensul acela al cuvântului, pe drumul său către fericire, când tot timpul își găsește un sens în activitatea sa. Un om care are un proiect de viitor, un om care și-a propus niște scopuri sau niște țeluri pe care vrea să și le atingă, indiferent că vine vorba de iubire, de job, de sănătate, un om se înarmează cu o putere, îi dă drumul la un motor în mașinăria aceasta numită corp și minte. Dar asta nu vi ce
ceva. Și-a atins niște țeluri, le-a pus acolo, dar nu visează la ele într-una. El visează următorul pas, care este? Hai să mi-l imaginez, care mă poate duce către acel drum. Următorul pas, care este, care mă va duce către final? Dar nu mă gândesc într-una la final, că s-ar putea să o iau iarăși în afara autostrăzii mele, numită fericire, și mă preocupă altceva, da? Gândindu-mă că voi ajunge acolo. Să știi că deseori călătoriile în sine, când mergi undeva și călătorești, nu destinația este importantă, ci călătoria până la destinație. Când ajungi la destinație și te-ai cazat, te gândești, acum ce mai facem, știi? E ca și la Paște. Stai așa, mănânci, bei, ai băgat în tine într-una, crezând că asta e fericirea, după ce ai ținut mult timp post și ai să vezi că stai acolo și acum ce mai facem? Tot timpul omul caută să mai facă să găsească fericirea aceea sau împlinirea. Dar oamenii omit foarte mult din fericirea aceea că drumul până acolo, a scopului propus, de exemplu, să mănânc de Paște cu familia mea sau orice ar fi, este satisfacția maximă care o poate trăi un om până la ajunge la final destination, dacă vrei. De asemenea, se spune că oamenii fericiți își doresc fericirea pentru a putea înțelege fericirea din nou. Apropo, când ajungi și crezi că poți fi fericit. Da. Vreau acum să mai zic o chestie. Știi că sunt oameni care au o maximă de fericire când dau dislike sau când comentează ceva pe o rețele de socializare. Sunt maxim de fericiți ca și cum, dar sunt cei mai nefericiți. Eu dacă aș putea, aș evita butoanele acelea de dislike sau de ce vrei tu sau comentariile acelea răutăcioase. Sunt oameni foarte nefericiți. Ei au pe moment o satisfacție, dar satisfacția nu ți-aduce fericire. O satisfacție că au dat afară ceva din ei. Uite, acum se uită oamenii la televizor sunt și oameni să fie... poate cu frustrări acum. Da, da, au o satisfacție de moment. Și acum, dacă cineva comentează urât sau va spune ceva așa cumva, cu multă satisfacție, să știi că va fi o fericire, uite, cam așa de moment. Dar eu voi trăi într-una, pentru că știu că te gândești la așa ceva, dar tu vei trăi pe moment. Și o să se amărească și mai mult. Sunt foarte mulți oameni amărâți în sensul acesta. Au așa o satisfacție de a arunca cuvinte în stânga și în dreapta, dar asta nu le aduce fericirea. Nici nu știu ce e aia măcar. Nu se strofocă ca să privească adânc în ei. Și nu știu că pentru fiecare minut de supărare pierdem 60 de secunde de fericire. Da, pe unul le place să piardă. Se numesc masochiști, știi? Mai bine așa nefericit. De uite-te la el, lasă-i să fie fericit, că nu știu ei ce pierd. Pentru ei un motor de a simți viața. E un sentiment că ei simt mai bine viața și se ancorează cumva în realitate ca un scop de a face ce? Pe alții nefericiți. Dar cel care trăiește fericirea este mult mai relaxat ca și psihic și e mult mai vigilant la un moment dat. Și chiar dacă se întâmplă ceva rău, ok, mi s-a întâmplat ceva rău, dar din asta voi găsi ce? Un sens. Un sens al vieții. Un sens al vieții mele. Și celălalt va trăi o fericire pe moment sau o satisfacție, dar din nou se va învenina. Soada, îți mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Rămâneți cu bine și în actualitate. Să aveți o seară excelentă. La revedere! Vestimentația a fost oferită de Steilman, magazin Star, strada Nicolae Bălcescu numărul 62 și centrul comercial Coresi, strada Zaharia Stancu numărul 1.